ce cedeau în latura și în umbra morții, lumina le-a răsărit. Domnul Iisus Hristos era lumina. De fapt, o spune chiar el textual în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, în primul verset. Eu sunt lumina lui. Ceea ce îmi urmează mie nu va umpla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și atunci, care este concluzia practică pe care o tragem? Concluzia practică pe care o tragem este să ne apropiem cât de tare de Hristos. Pentru că El e lumină, El e bunătate, El e viață și ne dă și nouă lumină, viață, bunătate și nemurire chiar. Sfinții părinți erau preocupați de a se apropia de Hristos. Vedeți, zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 3, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Ați primit har, ați primit lumină de la El. Important este să umblați în virtutea acestei lumini, ca să nu vă cuprindă întunericul. Și dacă l-am citat pe Sfântul Ioan, el își continuă ideea în aceeași epistolă, în prima, tot în capitolul 1, începând cu versetul 9. Și ne face atent. Cine zice că este în lumină și pe fratele său îl urăște, acela este în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și sfinteală nu este întuneric. Iar cel ce urăște pe fratele tău este în întuneric și umblă într-un tuneric și nu știe încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui. Mântuitorul luminează ochii noastre. Mântuitorul ne dă posibilitatea de a ne îmbrăca și noi în lumină. De aceea, icoanele de pe pereți nu sunt o simplă figură de stil, văzând noi aureola de pe capul Sfinților, ci într-adevăr lumina a strălucit pe capul lor. Așa cum ar trebui să strălucească și pe capul nostru. De pildă, este în Pateric această carte de Evlavie o afirmație atunci când se referă la Ava Pampo. Atât de tare strălucea fața lui Ava Pampo, încât nu te puteai uita la el. De ce? Din cauza vieții lui Sfinte și curate. Și ne spune viața Sfântului Serafim de Sarov, că unul dintre cei ce căuta sens vieții sale, având și el, ca și noi, teama de întuneric, de moarte, de descompunere. Unul ce căuta sens vieții și se numea Motovilor. Și era foarte învățat, era boier cu multă avere și a umblat în multe locuri ca să găsească sens vieții sale. Și mai târziu a auzit de Sfântul Serafim, care trăia în pustia Sarov.